Adică e o neliniște care se vede urât din exterior. Păi, în primul rând, în 2013, când am pornit acest parteneriat, l-am pornit din dorința de a avea o echipă care să reprezinte regiunea, care să nu fie implicată în scandaluri, în situații tensionate, în lucruri care să aducă un minus imaginii a ceea ce reprezintă clubul sportiv ăsta pe da. Ceea ce în momentul actual, din nefericire, știți că nu se întâmplă. În sensul că, dacă sunt totuși 9 ani în care Universitatea Craiova n-a fost implicată în scandaluri majore, în situații tensionate, și că am fost un exemplu pentru alte cluburi din punct de vedere al modului de organizare, modului de desfășurare al activității, iată că acum s-a ajuns într-o situație în care transmitem neseriozitate, transmitem incertitudine, transmitem lipsă de profesionalism, ceea ce nu este în regulă. Ok. Există o... Aveți o explicație pentru povestea asta? Păi, explicația constă în faptul că alegerile pe care le-a făcut Rotaru în ultima perioadă în ce vizează antrenorii a fost, eu știu, neinspirată. Cel puțin neinspirată. Oh, okay. În sensul că lipsa de experiență a unora dintre antrenori, coroborată cu egoul imens al lor, a creat o stare de tensiune în rândul jucătorilor, o stare de tensiune în rândul conducătorilor, o stare de tensiune și de nemulțumire care a dus la situația pe care o avem acum. Vreau să vă întreb o chestie, că îl cunoașteți la perfecție probabil pe Sorin Cârțu, a fost antrenor în 91 când echipa a câștigat campionatul. E foarte greu de gestionat o relație cu Sorin Cârțu. El în momentul ăsta, din poziția lui onorifică la club, totuși, are o influență asupra clubului, pentru că discută cu Rotaru, discută cu oamenii din club. Ok, nu asistă la antrenamente, poate nu se bagă în lucruri, dar e greu de gestionat o relație cu Sorin Cârțu? Mă rog să mă credeți, s-ar putea să fiu considerat subiectiv. Da. Mie nu e greu să colaborez cu Sorin Cârțu. Nu vă e Sorin Cârțu, până la urmă, are o experiență. Deci ar trebui să fie un câștig pentru orice antrenor că l-are pe Sorin Cârțu lângă el. Eu, dacă aș fi fost antrenor la Universitatea Craiova, aș fi cerut punctul de vedere al lui Sorin Cârțu. Aș fi încercat să-l atrag de partea mea. Nu să fiu mândru și orgolios și să nu iau în seamă pe mai mult să și ies cu declarații care să ne asigure alibiuri. Am fost până la un anumit punct un susținător fervent al lui Mirel Lădoi. L-am susținut în conflictul pe care l-a iscat în cadrul vestiarului până la un anumit punct. Însă totuși, nu poți să te compozi ca un fost capitan de echipă, trebuie să te compozi ca un antrenor. Nu poți să te comporți cu, să zicem, lipsă de încredere față de grupul pe care îl conduci în momentul în care tu ai acceptat să lucrezi cu acel grup. Asta este punctul meu de vedere și îmi pare rău pentru el, dar dacă va continua de aceeași manieră, nu va reuși pe nicăieri până se va duce. Cu atât mai mult cu cât cred că mulți dintre conducătorii din prima linie, patronii, nu vor dori un antrenor care să vină să le dărâme jucătorii din punct de vedere moral, declarându-i nepregătiți și lipsiți de valoare, în contextul în care tu ai avut performanțe cu ei în perioada trecută sau în perioada dinainte de a veni tu. Da, adică e prea evident că la doar o lună după ce s-a întâmplat episodul ăla, lucrurile s-au terminat și s-au terminat într-o mare tensiune. Nu e întâmplător. Puneți-vă dumneavoastră în locul jucătorilor, da? Puneți-vă în rândul conducătorilor și cum va simți în momentul în care ai investiții de milioane în echipă și vine un antrenor și spune, îmi pare rău, dar mai mult de 3/4 dintre ei nu corespund din punct de vedere valoric, sunt plafonați, sunt blazați și nu pot face performanță cu ei, trebuie să aducem alții. Da. Gândiți-vă că asta înseamnă reziliere de contracte, asta înseamnă lipsă de încredere pe care tu o ai din grup. Ori în acest context nu poți continua fără să ai clar repercusiuni asupra ceea ce se întâmplă în activitate. Dar știți ce vreau să vă întreb? Și dacă, prin absurd, și dacă Mirel Rădoi are dreptate în ceea ce a spus? Deci, să fie clar, Mirel Rădoi are o parte
din ceea ce spune, verifică. Este clar că există anumite probleme ce țin de grup. Dar aceste probleme, tu ca antrenor, tu trebuie să le rezolvi dacă ai calitățile, valoarea și inspirația necesară pentru a duce echipa mai la următorul nivel. Nu te poți să dărâi ca să faci ce? Să lași totul dărâmat și tu să pleci? Pentru că el cam asta a făcut. A venit, a tras un semnal de alarmă, a început să dărâme și în momentul în care a simțit că ceea ce dărâmă nu poate construi rapid sau nu poate să ducă la îndeplinire ceea ce a propus, fuge. Asta a făcut. În contextul în care patronul, inclusiv președintele Cârțu, declară că nu vor să-l schimbe, că vor să meargă mai departe cu el, că îi dau o mână liberă, iar el își dă demisia, ce spune asta? Spune că nu ai încredere în grup, că nu-ți asumi responsabilitatea, deși tu te-ai apucat să faci un lucru care nu ajută clubul în momentul ăsta, când el a plecat. Un lucru vreau să vă mai întreb. În condițiile în care plaja de antrenori e destul de restrânsă în fotbalul românesc, cum vedeți următoarea mutare pe care ar trebui să o facă clubul? Eu am spus-o de astă vară, înainte de a-l aduce pe Balint și înainte de a-l aduce pe Rătui. Varianta cea mai plauzibilă este Eugen Neagoi. Eugen Neagoi, care a jucat aici, care știe care este spiritul Craiovei, un antrenor cu experiență, un antrenor care cunoaște foarte bine ceea ce înseamnă Craiova fotbalistică, un antrenor cu personalitate și cu caracter. Uh-huh. Asta am spus-o de la început, asta a fost opțiunea pe care eu i-am transmis lui Rotaru. Da. Că poți și nu face decât ceea ce vrea el, să fii sărătos. Da. Sezonul ăsta pare unul totuși compromis, până adică... Unul dintre obiectivele am pierdut este vorba de Cupa României. Da. Și al doilea, ce reprezintă obiectivul prioritar, calificarea în primele șase, încă nu este compromis. Dar dacă rămâne Rădoi, să-l compromite și pe asta. Așa cum a compromis și Cupa și calificarea în grupele Conference League. Da. Și nimeni nu i-a spus nimic. Nimeni nu i-a spus nimic. Dar am avut tot încredere în el și aveam în continuare încredere în el, să dacă nu are încredere în el, ce să facem? Și își dă demisia. Asta e. Ciprian Panait vrea să vă spună ceva. Vă rog, Badea. Bună dimineața. Vă salut, bună dimineața, domnul Badea. Eu n-aș vrea să comentez sau n-aș vrea să judec pozițiile celor două părți în momentul ăsta a lui Rădoi și poziția clubului. Eu văd lucrurile din afară. Și vorbesc ca un antrenor acum care mă uit la Craiova și știu eu și mi-aș pune o mare problemă. La Craiova în ultimii 2 sau 3 ani s-au schimbat nu știu câți antrenori, să știți mai bine ca mine. Și nu au fost antrenori doar așa, știu eu, de nivel mediu. Au fost antrenori cu nume grele, nume și antrenori respectați. Acum eu vin și vă întreb, din punct de vedere al conducerii clubului, nu credeți că totuși, când schimbi atâția antrenori și ai cam același lot, același nucleu de jucători și ajungi tot timpul foarte aproape de obiectiv și îl ratezi la mustață în ultimii ani, nu credeți că totuși problema n-ar fi numai la antrenor, ca să nu spun că cineva greșește? Nu. Nu credeți că și grupul de jucători, care în mare parte la Craiova este același și de remarcat că există stabilitate, dar eu așa aș vedea lucrurile. Și eu vă spun asta prin prisma a ceea ce... Cum să zic, a ceea ce am trăit și eu în cariera mea, chiar dacă în străinătate, nu în fotbalul din România. Și de-aia eu aș vrea să aflu punctul dumneavoastră de vedere, pentru că eu ca antrenor, dacă tot văd că nu merge, mă gândesc că ar trebui făcute niște schimbări și din punctul ăsta de vedere la nivelul grupului. Pentru că eu cum percep acești jucători, îi văd niște jucători plictisiți, niște jucători care au siguranța unui trai foarte bun, care au siguranța, știu eu, sprijinului necondiționat al clubului, așa ar trebui să fie. Dar sunt anumite condiții în care acești jucători ar trebui să trezească și din ce am auzit eu cred că la condițiile pe care le oferă clubul și la suportul din toate punctele de vedere la nivel de performanță, eu cred că acești jucători n-au scuze. Știa, eu mă gândesc, băi, când ăla nu-i bun, mă refer la antrenori, băi, n-ar fi cazul totuși să încercăm să schimbăm puțin și nucleul ăla care sunt, știu eu, care ar trebui să
să producă explozie de performanță în momentul ăsta la Craiova sau chiar și în anii din urmă. E doar o, cum să zic, o constatare și aș vrea să aud și punctul dumneavoastră de vedere. Încă o dată, nu vreau să judec clubul sau să judec pe Mirel Lădoi sau ceilalți antrenori. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc că sunteți un fin observator al fenomenului, vă pricepeți foarte bine și este normal să observați ceea ce, de fapt, observăm destul de mulți care iubim această echipă. Este clar că Rotaru are un buget, trebuie să se încadreze în el. De-a lungul timpului s-au reușit două cupe, o supercupă și foarte aproape, în aproape fiecare an, de îndeplinirea unui obiectiv pe care ni-l dorim din 91, acela de a câștiga campionatul. Asta arată că, din punct de vedere al managementului și al organizării, au fost făcuți mulți pași înainte. În sensul că am fost acolo aproape, că nu s-a reușit, gândiți-vă că totuși bugetul este limitat, că s-a făcut destul de mult cu ceea ce am avut la dispoziție. Este adevărat că, virgulă, orașul asigură o infrastructură fantastică din punct de vedere al infrastructurii sportive, că clubul pune la dispoziție condiții la superlativ pentru pregătirea, pentru recuperarea sportivilor, ceea ce nu oferă o altă echipă din țară. Vă rog să mă credeți, am jucat 10 ani în sănătate și vă pot spune că la Craiova chiar sunt condiții extraordinare din punct de vedere al condițiilor care sunt oferite jucătorilor. Deci a făcut cam ceea ce trebuia Rotaru. Probabil că este un pic cam sentimental, în sensul că se leagă destul de mult sufletește de anumiți jucători, dar este om, nimeni nu este perfect. Toți avem un călcâi al lui Achille. El probabil că din dorința de a avea o relație perfectă cu jucătorii foarte importanți, a pierdut, eu știu, pe alte părți. Nu dezvolt mai mult subiectul, pentru că, până la urmă, la această întrebare ar trebui să vă răspundă direct cei implicați.